Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre locurile noastre de muncă, prieteni. Ce s-a mai întâmplat? O nouă frică... Mai există? Încă mai există. O nouă frică crește în societățile moderne că inteligența artificială va desființa slujbele oamenilor. Unora dintre oameni. Goldman Sachs a publicat recent un raport care arată că inteligența artificială ar putea înlocui echivalentul la 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. În lume, anul trecut, un sondaj, sondajul anual al PricewaterhouseCoopers, care e, mă rog, ceva... firmă mare de consultanță și audit. Accounting și audit. Deci un sondaj privind forța de muncă la nivel mondial a arătat că aproape o treime dintre respondenți s-au declarat îngrijorați de perspectiva ca rolul lor să fie înlocuit de tehnologie în 3 ani. Cel mult 3 ani. Serios? Mhm. Și avem o listă, am alcătuit o listă cu 5 joburi care sunt în pericol să dispară în perioada următoare din cauza inteligenței artificiale. Sau datorită, că pentru mulți va fi ca o eliberare, și 5 joburi care aproape sigur nu vor dispărea. Cu care vreți să începem? Alea care dispar sau cu alea care... care dispar. Care dispar? Fiți atenți. Pe cale de dispariție. Luca e din ce în ce mai îngrijorat. Foarte curios. Operatori introducere date. E. Ce? E. Se poate automatiza foarte ușor. Corect. Am avut și noi concurent... la dublu sau nimic, care asta făcea. Da. Introducea date și întrebam ce fel de date. N-a putut să ne explice. Date, introducem date în calculator. Nu știm ce fel de date, niște date. E, asta... date primim. Da, ce date primim, mai introducem. După principiul GIGO. Gunoi introduci, gunoi obții. Bravo. Asta a fost. Deci asta este un job care e mare pericol. Programatori, ingineri de cod, pentru că o bună parte din activitatea de scriere de cod poate fi automatizată. Și deja unii programatori folosesc ChatGPT ca să scrie programe. Uh-huh. Poate că nu partea de creativitate în privința scrierii de cod, cei care... Nu încă. Da, nu încă. Dar pe Twitter sunt o mulțime de oameni care spun, am cerut programului de inteligență artificială cu tare, că sunt mai multe, să-mi fac o aplicație. I-am spus ce vreau să fac aplicația respectivă și am obținut codul. Și a scris codul? Da. Ia să mă fac IT-ist. Uh-huh. Păi acum te faci degeaba, că... Redactori, copywriteri, deci nu reporterii care se duc după știri, aceștia sunt oricum din ce în ce mai puțini. Vă dați seama că toată industria asta, dacă e cinstită, se bazează pe ceea ce găsesc pe teren niște reporteri. De fapt, da, așa e, oricum din ce în ce mai puțin și sunt din ce în ce mai mulți redactori, copywriter stau în redacții și rescriu texte. Uite, la sport, după meciuri, sunt unul, doi reporteri care pun întrebări, se transmite în direct la televizor și toată lumea, dacă înțelegi ce vreau să spun, bați spre stânga, face știri sportive. Da. A fost un meci... Și dacă mă ajunge la conferința la Dan Petrescu, aș mai fi cu voi aici, să vin până mă duc la Cluj, te întorci de la Cluj. Uh-huh. Păi muncești? S-a dus. Da. Deci, cu antrenamentul potrivit, inteligența artificială poate redacta acceptabil texte și ba chiar să le și citească mai nou. Iată, redactorii sportivi sunt în pericol mare de tot, că ei nu se duc la Cluj. Nu mai pufni în râs, că ai încurcat-o. Fii atent. Am cerut programului ChatGPT, adică și versiunea gratis, nu aia pe bani. I-am zis așa. I-am spus, scrie o știre de 100 de cuvinte despre victoria echipei de fotbal Rapid asupra echipei de fotbal FCSB, scor 5-1 pentru Rapid. Îmi place asta. Da. Și în exact 15 secunde am primit textul, n-am putut să scrii 15 secunde în text. Mm. Uite, fii atent. Și poți să și citească. Într-un meci plin de emoție și spectacol, echipa de fotbal Rapid a reușit să obțină o victorie zdrobitoare în fața rivalilor de la FCSB cu scorul de 5-1. Rapid a demonstrat o dominare absolută pe teren, învingându-și adversarii prin jocul lor ofensiv și coordonat. Golurile echipei Rapid au fost marcate de jucătorii lor talentați, da. În timp ce FCSB a reușit să înscrie un gol de onoare. Netalentat. Atmosfera pe stadion a fost incendiară, fanii Rapidului sărbătorind în extaz această victorie memorabilă. Echipa Rapid demonstrează astfel că este o forță de luat în seamă în fotbalul românesc. ChatGPT, I love you! Aculez multe șabloane, nu chiar pe toate, dar... Multe șabloane. Multe. Este un text absolut onorabil, iartă-mă, pentru 95% din presa românească. Da. Textul acesta, sigur, nu poate fi citit deocamdată. Așa. Băi, mie îmi place aia cu jucătorii. Golurile au fost marcate de jucătorii talentați. Talentați, da. Deci dacă adaugi aici
numele jucătorilor talentați și minutele, ai rezolvat problema. Ai textul... Cred că dacă-i cer, ți le și dă, că le poate culege de prin ziare. Și da, asta, habar n-am, cred, nu știu, am încercat. Cred, nu știu. Nu i-ai dat data meciului. Probabil ce mai vrei? Spuneai, Victoria 5-1 din data de X. Dacă mai e una cu 13 ani, tot 5-1, e adevărat. Da, și atunci tot jucători talentați. Deci ăstea dispar. Da, consilierii juridici care fac analize comparative a prevederilor legale. Asta, inteligența artificială e foarte bună la așa ceva. Medicii diagnosticieni. Aici nu, deci cred, nu chirurgii. Am înțeles, da, tot duc. Nu medicii care fac tratamentul direct. Am medicii înțeles. Care, ba da, este un paradox, pentru că medicii sunt persoane care se antrenează o viață, învață o viață, o școală, fac școală tot timpul, ca să interpreteze date furnizate de pacienți și de sistemele de analiză. Deci analize, păi da, anamneză... Da, ei nu se bazează întotdeauna doar pe datele furnizate de tine. Când ești față în față cu el... Da. Ai văzut, te mai palpează, te mai fac una alta și atunci nu cred că un computer ar putea face. Nu cred, mă rog. Sperăm că nu. Da. Dar cei care, medicii cărora le spui ce te doare și le dai analizele și ei zic, păi în cazul ăsta aveți asta și trebuie să luați asta, acest gen de medici sunt în pericol de a fi înlocuiți de inteligența artificială. Da, mamăile ei îți spun, ia un antibiotic. Eu știu că IBM lucra la un sistem de ăsta de ceva mai mult de 15 ani și erau destul de aproape cu vreo 2 ani. Da. Uite, o să mă mai interesez, că e interesant subiectul. Și într-adevăr, poate nu neapărat să înlocuiască în totalitate, dar să ajute semnificativ medicii din anumite ramuri să pună diagnostic și să ofere tratament. Pentru că, într-adevăr, sunt specialități în care medicul funcționează precum un computer, adică acumulează date de-a lungul carierei pe seama unor experiențe și în funcție de asta oferă o variantă de tratament. Și te gândești, băi, n-am vrea niciodată să interacționăm cu un computer când suntem bolnavi, ci vrem să mergem la medic. Dar vrem să mergem la un medic care să ne asculte, să ne înțeleagă, înțelegi, să fie empatic cu noi. Problema e că după ce ai o experiență neplăcută și te duci la un medic care nu e atent, e plictisit, îți mai cere și o șpagă, te dă afară din cabinet pentru că nu i-ai dat cât aștepta, știi? Când ai o experiență neplăcută, te gândești, știi ce? Mai bine cu un computer, că măcar răceala ăluia nu mă jignește, adică știu dinainte la ce să mă aștept și știu și cât o să mă coste chestia asta. Deci nu este... Da, asta e o problemă de interfață. Da. Până la urmă, da, fondul este că, într-adevăr, un computer îți poate oferi ție, pacient, experiența unui număr infinit de cazuri similare, spre deosebire de un medic care poate a trecut de 2-3 ori în carieră prin... Da. Într-un caz asemănător. Caz asemănător. Bun, sigur, nu vorbesc de chirurgi. Aia deocamdată discuție. Nu pot fi înlocuiți și sper că nu o să... Sau, știu, habar. Zine și ce joburi, ce nu joburi vor n-o să dispară. Ce să mă fac ca să fiu mai sigur. Te faci îngrijitor de creșe sau grădiniță din motive evidente. Nu cred că e vreun computer care să reziste la interacțiunea cu copii. Dar nici ceva care să mă recomande pe mine la asta. Terapeuți fizici, ești foarte bun pentru antrenori de fitness, de-astea, kinetoterapeut, masseur, fizioterapeut. Ok. Da? Profesori educatori. Meseria asta nu merge făcută mecanic. E nevoie de empatie. E sigur că poți să înveți multe lucruri de pe YouTube și acum. E colegiu gratis. Multe lucruri pe care poți să le înveți. Dar interacțiunea cu un mentor, un profesor care devine mentorul tău, nu poate fi înlocuită, cred, de un computer. Așa este. Și vezi că la asta, cu înveți de pe YouTube, trebuie să ai și talentul să acumulezi de pe YouTube. Uh-huh. Că nu toată lumea poate să se uită la un film și să și înțeleagă. Psihologi, la fel e nevoie de empatie. Lucrători sociali, asistenți sociali, în general, orice fel de interacțiune. Apropo de sistemul medical, de domeniul medical, am spus că unii medici riscă să fie înlocuiți, cei care sunt doar diagnosticieni, care nu fac decât să analizeze date pe care le-au acumulat după foarte multă muncă, dar, de exemplu, asistentele medicale, personalul secundar, brancardierii, chiar și brancardierii, acolo e mai greu să fie înlocuit corect de roboți. Nu există un robot care să poată să spună o perfuzie în mod corect în momentul ăsta, știi, fără să te rănească. Munca fizică non-repetitivă, ca să zic așa, e greu de înlocuit cu inteligența artificială. Adică s-au făcut roboți în fabrici de piese auto, de exemplu, unde trebuie să repeți o anumită operațiune, dar când e vorba de chestii mai complexe, cum ar fi munca unui brancardier, al unei asistente medicale sau unui zugrav,
O să fie greu de înlocuit de roboți. Acum eu aș înlocui niște zugravi cu roboți, pe cuvânt. Auzi, dar filozofii ce șanse au. Că ăsta, Micu, dacă nu mai e redactor sportiv, merge pe filozofie. Da. Pe filozofie e groasă, pentru că ăștia, cum ai văzut, care a făcut textul cu rapid, îți face și un text filozofic. Putem să întrebăm? Ia să punem întrebări filozofice fundamentale pentru ChatGPT, să vedem ce obținem. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.